Hei, cine a stins luminile? Mă iubești? Da, aproape la fel de mult ca pe sploci. Noul meu detergent super puternic. Din fericire, oficialii de la VAM au reușit să oprească norul radioactiv să treacă granița la noi. A treia întrebare, la câte mesaje de publicitate este expus în fiecare zi un om obișnuit? 2000! Este corect! Și acum câteva cuvinte din partea sponsorilor. Nu te mai uita la televizor. Dar nu mă uit la televizor. Mă uit la un fel de invenție din secolul trecut, fără niciun fel de imagini color și fără telecomandă. Dăunează echilibrului cosmic al păcii și energiei dragostei. Și cu echilibrul meu cum rămâne? Cum crezi că mă simt când prietenii mei mă întreabă despre o emisiune pe care toți au văzut-o mai puțin eu? Ca un copil sensibil și educat? Răspuns greșit, ca un cap pătrat. La ce se uite toată lumea? E o reclamă la consolele video JoyStation. A, da? Și ce zice? JoyStation organizează un super concurs. Nu pot să cred! Primul care ajunge la ultimul nivel din Blastmasters până la sfârșitul săptămânii câștigă un echipament JoyStation nemaipomenit. Fugi de aici! Da! Este absolut grozav. Este o chestie pe care n-am mai întâlnit-o niciodată. Foarte bine! Foarte bine, extraordinar, mă bucur foarte mult. Ultimul JoyStation 2. Hei, ce e chestia asta, Blastmasters? Toată lumea știe că Blastmasters e cel mai tare joc video care a existat vreodată. Voi să mă înscriu la concurs. Da, tare, și eu. Și eu. Și tu? Și mai exact cum plănuiești tu să joci Blastmasters, GG. Din moment ce nici măcar nu ai o consolă. Păi, pot să joc acasă la fil, aha. Pentru asta sunt prietenii, nu? Tocmai a sunat mama lui Phil, e bolnav acasă, așa că nu o să fie prezent. Ce mai faceți? Cici, stai! Îmi pare rău, dar nu pot să-l vezi pe Phil. A făcut varicelă și acum e foarte contagios. Atunci probabil că o să trec mâine. Nu, va trebui să aștepți până îi trece. Până săptămâna viitoare. Ce? Săptămâna viitoare? Oh, dar ce dezastru! Așa e, are temperatura 39 de grade. Adică, eu cum o să câștig concursul ăla? E în regulă dacă îi spui bună ziua prin ușa închisă. Hei, Phil, sunt eu. Deci, cum te simți? Putea fi mai rău, putea fi mai bine. Ce te mai frământă, sufletelule? Nu-mi cumpărați și mie un JoyStation? Ascultă, Cici, ți-am spus de 1000 de ori, jocurile video sunt prea violente. Și în plus, acele console emană un flux de unde negative, care scoate marea uniune din echilibru. Deci, răspunsul e nu. Da, bine, așa-i mereu în locul ăsta. Wow! Măi, ce te-ai înveselit așa dintr-o dată? Mă bucur să văd că înțelege cât de important e să păstreze Marea Uniune. Trebuie să fii ca nebun să irosești toți banii tăi pe lucrul ăsta de nimic. Stai ușor, n-o să te părăsc. Acum, cum intenționezi să te joci cu el? Trebuie să-l conectezi la televizorul din sufragerie, unde o să te vadă toată lumea. Hei, Cici, ce proiect e ăsta? Aceste oglinzi, aici, acolo și acolo, ar trebui să reflecte lumina soarelui în camera mea. În felul ăsta o să economisim curent. Bravo, asta e soluția. Bun și grijuliu cu planeta.
I-am ras! Mor de vânt nenorocite! Fire ar să fie, trebuie să o iau de la capăt. Deci, diametrul cercului este egal cu de două ori raza lui. Alo? Mă ascultă cineva? Până la 3 noaptea. Am ajuns la nivelul 4. Și eu la fel. Am ajuns la nivelul 9. Tu ce ai făcut, Cici? Doar nivelul 2. A căzut curentul. E sigur că e curentul cel care a căzut? Ci, să nu-mi spui că nu-ți place surpriza mea cu rubarbă. Nu, ce nu-mi place e casa asta nenorocită. De ce nu putem să avem și noi curent electric ca toată lumea? Ești foarte conștient că electricitatea face rău mediului înconjurător. Dar mediul meu, ai încercat să-ți faci vreodată temele la un bec de 20 de vaci? Are dreptate, tată. Ne-am săturat să trăim în Jurassic Park. Cistește-ne cu un vânt puternic diseară. Mare Uniune, ești de gașcă. Da. A, da. Vreau să mă car de aici. Vreau afară din locul ăsta. Nu mai suport. Cici, calmează-te, e doar un joc. Nu, nu mai suport. Mă duc acasă la Phil să mă joc pe o consolă normală. Cu varicelă sau fără varicelă. Probabil că glumești. Nu, deloc. Așteaptă, am o soluție care să te protejeze de virus. Vorbind de halucinații ciudate. Ce? Nu e sănătos? O să iei și tu varicelă. Stai liniștit, sunt complet protejat. Față de ce? De un ec? Joystation face concursul Blast Masters. Câștigătorul primește o Joystation 2, o grămadă de jocuri și echipament. Să începem! Mama m-a prins în timp ce mă jucam la 5 AM. Iar rezultatul este că nu am voie să mă ating la Joystation o lună. Of, ce belea! Ajunsesem deja la nivelul 12. Eu am ajuns la nivelul 20. Și eu. Da, dar eu sunt regele smiderenilor. Nu ca tine, obiect muritor de rând. Cici, m-am gândit la ce ai spus aseară. Am găsit o modalitate ecologică de a-i da sistemului nostru electric mai multă forță. Îmi folosi energie geotermală. Tatăl ăsta trea toată noaptea ca să joc jocuri video. Mă face să văd monștri peste tot. Acum ești fericit? Mulțumită lui tata, în curând o să te joci fără dificultate. Pe ce consolă? Se pare că grăsimea din cotul meu nu va produce niciodată suficientă energie să spargă chestia asta. Din nefericire va trebui să băgăm viteză mare. Am marcat! Încă un nivel și l-am terminat în întregime. Te murați, muritori de rând amăreți. Niciuna din armele voastre nu-l poate distruge pe regele scorpenilor. Grenada cu uraniu, aruncă-i o față. Felicitări, Major Big. Da! Tocmai ați terminat tot gorbeul și de pe planeta noastră. Ce trebuie să facem acum e să notăm codul secret și să sunăm la Joystation să validăm victoria. Deci codul secret e 0, nota Z liniuța 6. Nu pot să cred, spune-mi că e o halucinație. Nu, e un coșmar. Nu, jur că e adevărat.
adevărat. Phil și cu mine chiar am terminat jocul. Dar din cauza acelei căderi de curent am... Inventează altceva. Căderile astea de curent sunt scuza ta preferată. Și oricum, știm deja cine este câștigătorul. Știi? Cine, tu? Să nu-mi spui că și tu participi la chestii de astea. Nu e vina mea. În urma ultimei...